Inspectoratul Județean de Poliție, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, a organizat și astăzi o acțiune pentru informarea populației cu privire la prevenirea furturilor din zonele de agrement sau din autoturisme. Activitatea de astăzi a avut loc la ștrandul Crema, unde oficialii s-au asigurat că regulile de prevenție sunt respectate. În cadrul acestei săptămâni, Inspectoratul Județean de Poliție, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, au desfășurat mai multe activități de informare a populației cu privire la prevenirea furturilor din zonele de agrement și autoturisme. Aceste activități s-au realizat pentru informarea populației, dar și pentru siguranța lor. În cadrul acestei săptămâni, Inspectoratul Județean de Poliție, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, în baza unui plan comun de acțiune, au desfășurat mai multe activități preventive de informare a populației generale, care se află în această săptămână în cadrul centrelor de agrement din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Scopul acestei activități îl reprezintă realizarea unui climat de ordine și siguranță publică, pregătirea antivictimală și antiinfracțională a populației, încrederea cetățeanului, cu toate aceste activități realizându-se cu respectarea regulilor de distanțare socială. În cadrul acestor activități au fost diseminate informații de interes public cu privire la modalitățile de prevenire și limitare a răspândirii și infectării populației cu noul tip de coronavirus, păstrarea distanței fizice, respectarea regulilor de distanțare socială și respectarea precauțiunilor de igienă universal valabilă. Pentru siguranța dumneavoastră ar trebui citite și respectate recomandările date de oficiale atât pentru zonele de agrement cât și pentru auto. La plecarea din autoturism, verificați dacă portierele sunt încuiate. Obiectele de valoare lăsate la vedere în interiorul autoturismului pot prezenta o tentație. Autoturismul trebuie parcat pe timpul nopții la loc iluminat și vizibil în zona de acțiune a oamenilor de ordine și pază. Asigurați-vă autoturismul prin blocarea tuturor portierelor. Nu lăsați autoturismul deschis, chiar dacă lipsiți doar câteva minute, niciodată nu lăsați cheile în contact. Puteți avea surpriza ca la întoarcere să nu vă mai găsiți autoturismul. Totodată, sistemul de blocare a axului, volanului, a cutiei de viteză și a sistemului de frânare este un mijloc de dezarmare a hoților de autoturisme. Este de preferat ca autoturismul dumneavoastră să fie dotat cu sistem antifurt de alarmare.